Piteștiul este la un pas să rămână fără căldură și apă caldă. Totul după ce peste 3.000 de clienți nu și-au achitat facturile, iar datoriile s-au tot adunat. Unele restanțe sunt mai vechi de 3 ani. Ca să nu se ajungă la oprirea furnizării de gaze, piteștenii datornici vor fi executați silit. 54 de școli, grădinițe și spitale, precum și aproape 20.000 de apartamente din Pitești, riscă să rămână fără căldură și apă caldă. Din cauza că mulți clienți nu și-au plătit facturile, există riscul ca societatea de termoficare din oraș să nu poată achita serviciile către RomGaz. Au fost și sărbătorile, s-a plătit destul de puțin de la... Ce se întâmplă dacă nu reușiți să plătiți avansul pentru luna ianuarie? Ce se va întâmpla? Conform contractului și codului rețelei de gaze, practic se sistează gazele. Situația a fost deblocată pe moment datorită banilor primiți de la primărie. În următoarele zile s-ar putea ajunge însă în același punct. Primarul spune că singura soluție este debranșarea și executarea silită a răuplatnicilor. Avem 3200 de dosare de executare silită, dar trebuie să înțelegeți, sunt dosare cu datorii de peste 3 ani de zile. Deci, executorul blochează contul dacă are ce bloca și încearcă să recupereze aceste sume. Adică cei care nu o să aibă bani în contul riscă să-și piardă casa sau mașina. Până la urmă, nu știu, o altă soluție nu văd. Executarea silită va începe pentru cei care au datorii mai vechi de 120 de zile. Nu mai așteptăm noi până la 3 ani. Deci unii stau liniștiți după 120 de zile, nu li se întâmplă nimic, până când te apropii de 3 ani, când se prescrie termen. Deci nu vom mai face așa, trebuie neapărat să recuperăm aceste sume, pentru că înseamnă că peste 10 zile ajungem în aceeași situație și până la urmă vom fi în pericol să se întrerupă gaze natural. Fiecare dintre cei 3200 de clienți care au intrat în executare vor fi obligați să-și plătească atât facturile restante, cât și taxele judiciare și cheltuielile de executare silită. E normal, dacă primești un serviciu trebuie să-l plătești. Asta e normal. Dar iarăși nu este normal să crească prețul în așa măsură, exact în mijlocul iernic. Situația financiară lasă mult de dorit, mai ales pe timpul pandemiei. Potrivit reprezentanților administrației locale, din totalul clienților, 16% sunt răuplatnici.